Carmen Minune e o prezență rară la evenimentele mondene, dar și când ajunge, întoarce toate privirile. Te pregătim mult pentru azi? Să știi că, nu știu dacă din păcate sau din fericire, pentru mine din fericire, dar deloc. Dar deloc, pentru că am fost foarte relaxată, având în vedere că este un eveniment făcut la noi acasă, pentru că legătura pe care o am cu familia este de suflet. Adică noi formăm o familie în adevăratul sens al cuvântului. Noi ne vedem zi de zi și Melissa și Țep sunt finii noștri. Eu și soțul meu i-am nășit. A venit așa să cânte în seara asta. Cum sună asta? Bine, e indirect spus, pentru că nașii în fața lui Dumnezeu au fost părinții mei, dar sunt cei mai buni prieteni ai noștri și am fost alături de ei din tot sufletul la nunta lor. Și să știi că avem emoții. Chiar avem, nu mă așteptam să am emoții, dar chiar avem emoții pentru ei. Îți place mâncarea chinezească? Mâncarea mea preferată. E mâncarea mea preferată, oficial. Adică de fiecare dată când venim la ei, gândiți-vă că mănânc același lucru de 7 ani. Că de 7 ani știu. Ce anume? Mănânc arepioarele gambian. Dacă tot a venit vara, gândul vedetei zboară și spre vacanță. Am vorbit cu soțul meu că mi-ar plăcea să mergem în paradisul din Thailanda și să stăm o săptămână, să nu facem absolut nimic. 7 zile la relax, fără stres, fără telefoane. Ne-am gândit că ar fi cea mai interesantă vacanță, să plecăm fără telefoane. Dar are timp artistul Carmen să facă această escapadă, ca să zic așa? Are timp. Are. Nu vreau să fac acum pe... Știi că sunt mulți care zic, domne, n-am timp nici să respir. Dar am timp. Adică în perioada asta chiar sunt destul de ok, pentru că evenimentele la care eu merg sunt evenimente de scenă, care nu se petrec în număr foarte mare în momentul de față, pentru că încă se resimt acele restricții ale pandemiei. Carmen, cum a trecut prin pandemie? Adică a fost greu pentru tine perioada asta? Carantina totală aceea în care toată lumea a stat în casă a fost destul de grea, pentru că am stat departe de părinții mei, eu stând cu soțul și fata și socrii. Dar să știi că a fost un moment foarte, foarte important pentru mine, Sophie și soțul meu, pentru că ne-a unit ca familie, am găsit o groază de activități pe care să le facem împreună și ne-am unit și am dat valoare cuvântului familie. Am simțit cu adevărat ce înseamnă familie, dar nu familia mamă, tată, ci noi trei ca și cuplu, așa. Eu personal, ca și om, sunt foarte sensibil și foarte adică dacă și acum, dacă mă uit la știri și văd că s-a întâmplat ceva într-o familie sau că mai sunt chestii din astea care par reale, știri foarte brutale, pe mine mă afectează și acum. Adică n-a fost o chestie doar de pandemie, hai să mă feresc eu și să trăiesc în bula mea. În general, eu încerc să mă țin departe. Așa ai fost dintotdeauna sau a devenit asta odată cu faptul că ai devenit mămică? Așa am fost dintotdeauna și consider că trebuie cumva să ne protejăm. Așa cum ne protejăm și ne îngrijim exteriorul, da? Cum ai grijă de tine, cum te întreții fizic, cum te îmbraci frumos, așa trebuie să te comporți și cu interiorul tău, pentru că sufletul și mintea trebuie ținute limpede. Adică nu... Cum să zic, într-un mod conștient acum, nici să trăim cu capul în nori, dar să menținem un echilibru. Sofie, ce face? Cum e? A crescut acum, e măricică. A crescut, pentru august facem un an. Facem un an, doamne. Mai vrea tu? Facem 3 ani. Atât de repede trece timpul și asta o vedem la copii. Și văd pe zi ce trece cum Sofie se schimbă ca și persoană și ca și aspect, devine domnișoară, e deja cu părul lung până la fund și ne plac rochițele, ne plac tocurile, mami nu mai are machiajele ei, mami nu mai are absolut nimic al ei, totul este al lui Sofie. Și, dar ai constatat, deși e foarte mică, are voce? Cumva te moștenește? Da, facem vocalizări. Nu vreau să fiu genul ăla de mamă care să înceapă cu, da, copilul meu este, nu. Dar este un copil foarte cu minte, la modul că noi nu ne certăm, nu țipăm una la cealaltă, noi stăm la masă, chiar și când mami
tinde să explodeze, că mai sunt momente ca orice om când cedezi psihic, pentru că este un izvor de energie nesecat, neterminat, care nu se... Este ceva... ceva imposibil ca și energie. Dar e un copil foarte cuminte în sensul în care, în momentul în care explic, are răbdare să mă asculte și să înțeleagă și la finalul discuției noastre i-am spune: bine, mami, uite, promit că data viitoare nu o să mai fac la fel. Se ține de cuvânt? La 3 ani. Și mă șochează că discut cu ea ca un om mare. Bine, de mică am încercat pe cât posibil să mă comport cu ea ca un om, ca un om mare, ca și cum ar înțelege ce vorbesc. Și să știi că datorită chestiei astea folosește niște termeni de... că e foarte organizată. Foarte organizată. Dacă merg la ea în cameră și se joacă în biluțele ei și le-a răsturnat, îmi zice: scuze, mami. Bine, își dă și ochii peste capare, atitudine de teleșină. Faci bine, scuze, mami. Când vorbește despre fetița ei, se luminează la față. Dar asocierea fetiței cu tatăl ei parcă o face și mai fericită. Bunicul Adrian este într-o perioadă în care, sincer, cred că nu înțelege ce se întâmplă, pentru că tata nu a fost foarte mult în copilăria mea și s-a trezit la un moment dat cu un copil mare care are un copil. Înțelegeți? Și de fiecare dată când o vede pe Sophie, izbucnește în lacrimi că Sophie e și foarte blândă ca și copil și iubitoare, vine, te pupă, te ia în brațe, e foarte, așa, cum să zic, lipicioasă. E, și tata izbucnește în lacrimi. Nu după ea. După ea, îi face toate poftele. De-aia am zis că nu înțeleg, poate nu înțelege ce se întâmplă, pentru că îl văd foarte schimbat față de cum a fost cu mine. Îl văd cu totul alt om. Adică Sophie a reușit să scoată din tata ce n-a scos niciun copil. Niciunul. În perioadele în care era așa acasă, era destul de drastic. Adică cu noi a ținut foarte mult la educație, la învățătură, la... Bineînțeles. Dar cu Sophie, nu există să zic că Sophie nu. Vrei să te urci în capul meu? Hai, tata, e urcă-te. Știți la ce bun un prieten? Să spună toate prostiile pe care le făceai în adolescență. Trebuie să-mi o prezinți pe prietena ta. Prietena mea este cel mai bun make-up artist. Până la make-up artist este și un doctor în stomatolog, doctor stomatolog în devenire. Este cea mai bună prietena mea din copilărie, ne știm de... Dumnezeu știe, din clasa... 10 ani. În clasa câta? A șasea. De prin... A cincea, că atunci m-am mutat. A cincea. De prin generală. Doamne, de-o viață. Da, stai că vezi acum că o să intre în subiecte, dar le aveți și... Deci, te rog, zi-mi și mie cum este Carmen ca prietenă. Cea mai neastâmpărată, dar are un suflet extraordinar. Adică prin câte am trecut cu ea în toți anii ăștia... De ce râzi? De ce râzi? Ce zici? Stai să-ți explic. Deci noi am fost foarte apropiate în generală și în liceu. Apoi a existat o perioadă în care drumurile noastre s-au separat. Eu am devenit mămică, am mai încercat noi să ne mai revedem și să ne mai întâlnim, dar când viața personală începe să fie tumultoasă și să se întâmple în ea foarte multe, începi ușor, ușor să-ți pierzi, să zicem așa, din conexiunile tale cu prietenii și așa mai departe, că nu mai ai timp la propriu, nu mai ai timp de nimic. Și acum ne-am reîntâlnit după foarte mult timp, știi? Și noi am rămas cu amintirile noastre din copilărie. Câte ore ați chiulit de la școală? Aolo, de foarte multe ori.